Pregătit de decolare, un tânăr în vârstă de 21 de ani din județul Mehedinți a fost surprins cu 204 km pe oră pe o șosea din județul nostru. Acesta a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.900 de lei și dreptul de conducere suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. În acest weekend, polițiștii mehedințeni au intensificat acțiunile de prevenire și combatere a încălcării normelor rutiere în scopul creșterii gradului de siguranță a participanților la trafic. În urma acțiunilor, un tânăr de 21 de ani s-a crezut regele șoselelor în localitatea Recea, acesta având o viteză de 204 km pe oră. La data de 30 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Orșova au depistat în trafic un bărbat de 50 de ani în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul 1 Decembrie din Orșova, după ce au consumat băuturi alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 0,76 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În perioada 29 aprilie 1 mai, polițiștii mehedințeni au intensificat acțiunile de prevenire și combatere a încălcării normelor rutiere în scopul creșterii gradului de siguranță a participanților la trafic. Au fost sancționați 67 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 26 de șoferi care nu au purtat centura de siguranță. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 61.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 32 de permise de conducere și au fost retrase 6 certificate de înmatriculare. Tot în aceeași zi, polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat în trafic un bărbat de 40 de ani din comuna Șimian, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Cerneți, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.